Asociația Crescătorilor de Ovine Corvina și partenerii au organizat de 1 mai la Cristuri a treia ediție a unui festival din cadrul proiectului Hunedoara Gastronomică. Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din județul Hunedoara, cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sub măsura 16.4, sprijin acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Pentru a doua oară la Cristuri, piața de lângă școala maghiară a fost învăluită de mirosuri îmbietoare de la ceaunele pregătite de către gazde pentru oaspeți. Am făcut o căniță de oaie cu 3 oale și gulaș cu fasole. Tot ce e bun am pus suflet și acum chiar că suntem gata și bine că s-a oprit ploaia și putem sărbători împreună. Obiectivele generale ale proiectului constau în îmbunătățirea cooperării între fermieri, procesatori, distribuitori locali, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ în scopul dezvoltării unei piețe locale, cu produse comercializate pe o rază de maxim 75 de kilometri de la locul de producere în județul Hunedoara, prin intermediul unui lanț scurt, alimentar, precum și prin integrarea în piețele locale, timp de 21 de luni. Dar pe lângă aceste obiective, cei implicați își doresc ca prin aceste festivaluri să readucă în actualitate obiceiuri din străbuni. Românii și maghiarii împreună au sărbătorit împodobitul pomului de mai la Cristuri cu ocazia acestui festival. Împodobitul pomului de mai, cum ar veni, în care băieții care de ieri au plecat în pădure și au tăiat crengi verzi, astea acum, și le aruncă peste noapte în curtea fetelor, unde curtează sau prietene sau în sfârșit, și atunci a doua zi dimineață, de 1 mai dimineața, fetele găsesc pomul în curte și o împodobesc cu diferite panglici multicolore, cu baloane, cu orice, e așa frumos, e colorat. În toamnă, în preajma zilelor maghiare, va avea loc ediția a 4-a a festivalului Hunedoara Gastronomică și ultima de fapt. Toate rețetele de mâncăruri care s-au pregătit în aceste 3 ediții vor fi scrise într-o carte de bucate, care va fi lansată în această ultimă etapă a proiectului. Domnule director, suntem pentru a doua oară la Cristuri la Festivalul Ceaunelor. De fapt, e a treia ediție, o ediție ținută de Crăciun la Deva. Știm că în următoarea ediție veți scoate o carte. Despre ce-i vorba? În primul rând, permitem să salut pe toată lumea care e aici cu noi și, evident, telespectatorii 1 TV. Mă bucur foarte mult că în sfârșit, de 1 mai, cu toate greutățile care sunt, am reușit să scoatem, deci să ajungem la a treia ediție a acestei minunate festivaluri Hunedoara Gastronomică. Și cum am mai spus puțin mai înainte pe scenă, aveți perfect dreptate. Un product, să zic așa, mai lăturanic puțin, că important este să fim împreună, cele două, deci și românii și maghiarii împreună să sărbătorim, este o carte de bucate în care vrem să apară toate bunătățile care în timp de 2 ani servim, oferim oaspeților noștri și o carte de bucate care să strângă și să dea mai departe toate gusturile tradiționale și foarte caracteristici județului nostru. Ploaia nu i-a speriat pe cei care au vrut să guste din bunătățile gătite de gazde. Direcția pentru Agricultura a județului Hunedoara a fost prezentă și de această dată la festivalul de la Cristuri. Bine ați revenit la a treia ediție a fenomenului Hunedoara Gastronomică, pentru că este un fenomen în ceea ce privește culturalismul și, până la urmă, suportul economic și suportul din partea Direcției pentru Agricultură județene Hunedoara. Încercăm să punem două comunități față în față și, în primul rând, să punem gusturile atât a maghiarilor cât și a românilor, pentru că este vorba despre ceaune astăzi, este vorba despre mâncăruri tradiționale, este vorba de a educa copiii în ceea ce înseamnă mâncarea sănătoasă. Și ne-am adunat astăzi, chiar dacă a plouat foarte tare de dimineață, dar ploaia, până la urmă, înseamnă belșug, bunăstare și ne ajută pe noi, cei din agricultură, să crească culturile mai departe. Iată că a stat un pic ploaia și putem să, peste 2-3 minute, să degustăm ceea ce au făcut fiecare echipă în parte. Suntem 6 echipe aici, avem 3 ceaune de porc și 3 ceaune de oaie.
care până la urmă vor ajunge ca și rețete într-o carte care o va scoate Liceul Tegal Gabor, care este partener în proiect. Liderul de proiect este Asociația Crescătorilor de Ovine Corvina, împreună cu Afenistor și Asociația Cristur și cu Liceul Tegal Gabor. Încercăm să susținem prin fonduri europene tradiția, cultura, obiceiurile. Chiar dacă proiectul va fi finalizat în acest an, partenerii sunt hotărâți să ducă mai departe aceste festivaluri. Ești partener în acest proiect, așa? Da. De ce ai considerat important sau benefic pentru tine să te asociezi, să intri în această asociație? Ne-am gândit să facem ceva pentru comunitatea din Cristur, pentru oamenii din Cristur, să încercăm să îi aducem la oaltă pe toată lumea, să vină să se distreze, chiar dacă e vremea un pic mai urâtă, dar să se simtă bine alături de noi, să ne bucurăm de o zi cât se poate de frumoasă, chiar dacă plouă. Proiectul împărțit în patru, asta e a doua ediție la Cristur, a fost una de Crăciun care s-a ținut la Deva, va mai fi o ediție în toamnă, ultima, și proiectul se va încheia, știm, cu o carte de bucate. După terminarea proiectului, tu ca și partener în acest proiect, vei continua să ții legătura cu cei implicați în proiect? Suntem nevoiți să ținem legătura, pentru că suntem aici din comunitate, colaborăm în fiecare zi și sper că la anul să reușim să mai facem și să continuăm cu festivalurile astea, chiar dacă o să implice un cost financiar, dar sper să putem să continuăm, pentru că eu văd că vine lumea se simte bine alături de noi și atunci sper să putem continua acest festival. Partenerii în proiectul Hunedoara Gastronomică sunt Asociația Crescătorilor de Ovine Corvina, Asociația Cristur Deva, Liceul Teoretic Teglaș Gabor din Deva, Nistor Ștefan Întreprindere Familială, Santo Dominico, SRL și Predonii Ioan PFA.